Deschide ochii, deschide urechile, deschide-ți dimineața cu București FM. Da, păi noi am deschis dimineața la ora 6:30 și așa cum v-am anunțat, invitatul zilei aici în matinal, Cornel Ilie. Bună dimineața, Cornel! Neața! Bună dimineața, bună dimineața! Păi cum facem? Că voi ziceți deschide ochii și eu zic închid ochii. Închide ochii și nu văd nimic, știi cum spune o vorbă. Măi, Cornel, am ascultat piesa, trebuie să le spunem oamenilor ce s-a difuzat mai devreme. Piesă proaspătă cu Irina Baianț. Vom vorbi despre istoria acestei povești, dar la început să deschidem așa, din categoria introducere, cuprins și încheiere. Introducere, ce mai faci, Cornel? Cum ești? Ești bine? Foarte bine, da. Ne bucurăm. Între drumuri, acum plec spre Deva. Frumos. Foarte bine, nu știu când a trecut vara asta, a început în mai și sunt deja în septembrie. Ceea ce pe mine mă bucur. Eu nu mă plâng când e treabă, nu mă plâng când am drumul de făcut. Deci a fost treabă de făcut perioada asta. A fost și încă mai este și atunci când nu este, tot îmi fac eu ceva de treabă. Deci să înțelegem că avem concerte, evenimente în perioada următoare. Da, sunt evenimente și concerte, sună foarte frumos. Încă nu sunt făcute așa la nivelul care trebuie din punct de vedere, nu știu, al reglementărilor, dar încercăm să improvizăm cu toții din industria asta încât să nu ne tragă în jos și să rămânem la nivelul la care a fost până acum un an. Trec mașini prin spatele tău, Cornel. Vezi să nu te confunde cu vreo mașină, cu aparat radar. Ai grijă, Cornel! Mai e și dispozitivul în față. Da, te treci că-ți bate cineva în geam. Domn polițist, n-am fost eu. Da, domnule Portocaliu. Bun, ești un părinte de busolat? Cum? Ești un părinte de busolat? Abia aștepta Alex să te întrebe asta, deci să știi. Toată dimineața am pomenit despre părinții de busolați. Am zis că dacă veți întâlni pe stradă oameni care merg cu mâinile pe lângă corp, așa, cu privirea țintită în față și cu ochii tulburi, fac some, așa, sunt părinții de busolați care nu știu ce să facă odată cu începerea școlii. Tu nu faci parte din categoria. Da, ce se întâmplă cu copiii, cu vaccinarea, cum ești, cum vezi lucrurile? Nu sunt deloc de busolat. Zara, fetița noastră, începe școala, clasa pregătitoare, luni. Abia aștept să emoții treacă prin experiența asta. Dar am foarte mari emoții. Probabil că o să plâng, dar fără să mă vadă ea. Și știu foarte bine ce e de făcut. Adică nu trec prin deruta asta și prin confuzia asta despre care vorbești. Oricum, nimeni nu este pregătit pentru ce se întâmplă, nimeni nu este pregătit pentru ce urmează. Trebuie doar să fim treși la minte, rațional, și să mergem cu așa cum merge lumea înainte. Să ne obișnuim, să ne adaptăm, să improvizăm și să facem din tot ce se întâmplă, să facem cât mai frumos posibil. Bun. Dar fi așa. I-ai luat ghiozdan, i-ai luat penar, are tot ce trebuie, da? Are tot ce trebuie, uniformă. Se mai poartă uniformă? Suntem bine. În unele școli, da. Ce înseamnă uniforma aceasta? Ai idee? Adică sau în cazul de față la Zara? O poartă toată lumea. Aha. A, deci nu mergem pe varianta clasică, șorțulețul albastru, cămașa în carouri? Nu, dar fiecare școală are uniforma ei. Propriul cod vestimentar. Își propun un pattern comun acolo. Aici este pe alb și pe negru și pe gri și pe plovărașe roșii. Nu știu cum e în alte școli, habar n-am. Dacă mergeai la școală cu băiețelul și venea învățătoarea sau învățătorul și spunea să vii cu tata atunci la școală, ce te făceai, Cornel? Păi, bă, uite, culmea că sunt tuns, ieri m-am tuns. Da. Deci ok, pot să sunt pregătit pentru toate prostiile pe care o să le facă cei mici și să mă duc la ședința cu părinții. Fii atent, noi avem un concurs, dăm o invitație pentru două persoane la Forever Hit pe 18 septembrie la Arena Națională, știi? Vin artiștii în anii 80-90. Claie peste grămadă s-au înghesuit acolo și astăzi am propus ascultătorilor de matinal să ne spună prin mesaj un lucru legat de anii 90, o amintire, o chestiune care a marcat în perioada aceea. Tu ce ai putea spune despre anii 90? Cum au fost pentru tine?
Pe anii 90 au fost cei mai importanți pentru mine. Sunt anii adolescenței, anii perioade de liceu, anii în care am început să creștem formația, când am început să cântăm, când am început să mă îndrăgostesc, când am început să sufăr pentru că fata de la cealaltă clasă nu se uita la mine și așa mai departe. Este perioada cu cea mai frumoasă muzică. Muzica din 80 și din 90 pentru mine este o muzică fantastică. Nici nu știu, am toate amintirile... cel mai interesant, nu știu, tot ce este memorabil și care de fapt a stat la fundația a ceea ce sunt eu acum, s-a întâmplat în anii 90. Aș putea să vorbesc o săptămână întreagă despre acei ani, începând cu prima zi din 1 ianuarie 1990 până 31 decembrie 99. Ce vreun obiect de care ți-aduce aminte? Uite, ascultătorii astăzi ne-au povestit fel și fel de lucruri. Mingea pe care reușeau să o peticească, mingea la 16 lei. Eu mi-am adus aminte de blugii cu talie joasă, foarte, foarte joasă. Asta a fost moda la momentul respectiv. La începutul anilor 90 erau gecile alea turcești de blugi, foarte, erau mari și cu blană pe dinăuntru sau blană. Ce aveau ele pe erau căptuște cumva. Mai erau blugii piramid, așa, și Adidas și cu șireturi fluorescente. Da, exact. Alea erau așa și ca obiect, nu știu de ce, dar întotdeauna la începutul anilor 90 sau ianuarie, februarie 90-91 pe acolo, îl asociez cu răzătoarea Werner. Era răzătoarea care se rupea la al doilea cartof. Da, răzătoarea Werner, o propunere a oamenilor de la Minolta, dacă să zicem. Da. Hai să trecem și la lucruri din astea mai serioase. Am tot citit de dimineață informații legate de acest val 4 al pandemiei. Toată lumea vorbește și noi vrem să te întrebăm pe tine, pentru că te văd așa cu capul pe umeri și îmi place cum privești viitorul. Mi s-a părut tot timpul că ai fost foarte optimist și pozitiv. Ce crezi că se va întâmpla dacă ajungem din nou la un val 4? Mă rog, unii spun că deja suntem în valul 4 al pandemiei. Ce se întâmplă cu artiștii? Crezi că vom putea funcționa din nou doar online, așa cum s-a întâmplat în perioada asta de pandemie? Nu, dar nu cred că se va mai ajunge la asta. Cred că se va ajunge la restricții pentru cei care nu s-au vaccinat, ceea ce mi se pare pe de o parte foarte normal, pentru că unii dintre noi ne-am făcut treaba pentru societate. Așa se întâmplă și în lume, așa se întâmplă în țările civilizate, așa se întâmplă în țările în care există cultura colectivului, să avem grijă unii de alții, să ne protejăm. Asta ar fi firesc să se întâmple undeva, să se tragă linie, să vedem ok, cine face ca lumea să meargă înainte, cine înțelege că este importantă sănătatea tuturor. Și cine nu, acolo adică nu ar trebui ca cei care ne-am văzut, nu știu, am fost cu minți, ne-am comportat frumos la timp, să avem de suferit din nou din cauza unor oameni care nu sunt de acord cu ce se întâmplă, nu înțeleg ce se întâmplă și refuză să înțeleagă că asta este momentul ăsta al umanității prin care trecem și trebuie să ne adaptăm undeva. În peste câțiva zeci de ani vom fi priviți în manuale de istorie, în tabletele de istorie și așa mai departe, ca o societate care unii erau, cum am spus voi, debusolați și umblau pe străzi, alții au fost ok. Așa cum și noi privim acum istoria și ne îngrozim puțin de ce se întâmpla în anii 40-50 sau eu știu ce alte molimi erau prin alți ani, la fel o să fim și noi priviți. Și oamenii, la rândul lor, au trecut printr-o schimbare radicală de acest gen și a trebuit să facă față și să meargă mai departe. Până la urmă, undeva o să fie și o selecție naturală a celor care supraviețuiesc, merg înainte. Da, așa a fost și întotdeauna. Înțeleg că umanitatea trebuie să fie condusă mai departe de un colectiv întreg la cap și care este empatic și care ține cont de sănătatea celui de lângă el. Corect. Deci eu nu cred că spectacolele vor avea de suferit la modul ăsta radical să se închidă, ci probabil vor fi niște restricții care, desigur, vor îngreuna procedurile de desfășurare, de organizare și chiar de stabilire a unui concert, dar semnul nu cred că ăsta trebuie să fie, să închidem din nou tot. Bine, deja se întâmplă lucrurile astea. Orice festival, orice concert care s-a ținut în ultimul timp ai avut nevoie de testul PCR, cel puțin la cele la care am participat eu. Fără test sau fără adeverința de vaccinare, n-am intrat.
Drăguț, drăguț, frumos PR-ul pentru, pe care îl face lumea în general, că la toate evenimentele se întâmplă asta, nu se întâmplă la toate așa ceva, sunt unele care sunt foarte serioase și chiar se întâmplă, altele la care încă nu se întâmplă și probabil de aici apare sau este întreținut o confuzie întreagă. Păi, uite, se poate și așa, de ce trebuie să facem altfel? Și încă, dacă toți o să-și facă treaba, din punct de vedere legal, că asta este, trebuie să respectăm niște legi, ne plac sau nu, atunci și restul oamenilor vor înțelege ce au de făcut și ce au de respectat în primul rând. Unde te vedem, unde vă vedem în perioada următoare aici în București sau prin țară? Care sunt planurile? În București o să fim pe 19 septembrie, o să anunțăm pe conturile de social media, că acolo deja este cel mai ușor de găsit programul unei trupe, unui artist. Vineri suntem la Pitești acum. Am tot fost plecați săptămânile astea, am avut concerte cam 3-4 pe săptămână. Suntem foarte bucuroși că trăim din nou această senzație și cumva oboseala asta de după. Și ce se mai întâmplă? Trebuie să mă uit în calendar. E ok, n-ai dat... O să fim din nou și pe la Baia Mare. Uh-huh. În fine, cu toată perioada asta, pentru foarte mulți artiști, evenimentele apar, se anulează, se amână, iar apar, iar se amână. E un trend acum chestia asta. Hai să vorbim puțin și despre piesă. Vorbește-ne despre colaborarea asta frumoasă. Piesa se numește Închid ochii, alături de Irina Baian. Spune-ne cum ați ajuns la această colaborare? Așa clasic, o întrebare clasică. Da, pe am ajuns prin dorința de a face ceva împreună, respectându-ne și admirându-ne reciproc. Eu am fost la vreo 3 musicaluri de ale Irinei, la My Fair Lady, la Fantoma și la încă un spectacol pe care nu mai țin minte cum se cheamă. Și am trebuit să lucrăm împreună și la Mama Mia. Și ne-am întâlnit în ideea în care mi-am dorit să scriu o piesă pentru vocea ei. Ea își dorea să intre puțin și în zona pop și astfel am încercat un mic crossover de pop cu opera, dar așa fel încât să și ea să vină pe trâul meu și eu puțin pe Alice. De asta în cântec este o parte scrisă pentru vocea de soprană. E un cântec care a ieșit, care a mers de la sine, a curs foarte simplu, l-am scris foarte repede și de când l-am înregistrat până în momentul în care am și filmat clipul și l-am și lansat, a fost o chimie foarte bună. Și a funcționat și împreună cu Xenti Runceanu, care a orchestrat piesa, și cu toată echipa cu care ne-am întâlnit ieri să avem un concert la Grădina de Vară Herstrău, unde a cântat piesa în variantă cu orchestră, cu Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor. Fii atent, în încheiere nu mai avem foarte mult timp, să lăsăm și pe Răzvan să vină să-și pregătească emisiunea de 10 ori Așa. România, unde vom acorda o nouă invitație la acest eveniment de pe 18 septembrie. Îți dau câteva ponturi, câteva nume și tu îmi spui dacă și cu Park. Hathaway, da sau nu? Snap. Ce? Sandra. Ce vrei să spun? De piese sau ce? Nu, zim care dintre trupele astea, nu neapărat că îți fac așa, Alphaville, London Beat, Technotronic. Alphaville, eram sigur. London Beat. Aha. Da, Ace of Base? Ace of Base, foarte bun. Da? Simt că ești da. Și fan la SketchUp. Un pic așa. E măcar, fi fi în ketchup. Măcar piesa aia clasică. Ce mai e? Ia. Nana. He's Cine? Coming, he's coming, he's here, have no fear. Nana. Nu se întrerupise, da. Da. Având de vedere nostalgia acelor ani, aș putea să ascult acum și Genius. E perfect. Nu-i rău, vezi că cineva ne-a menționat astăzi de Azur. Nu că e rău, era foarte mișto. Era mișto, Genius, da. Era foarte bine, era o naivitate cu un entuziasm de care muzica românească acum duce lipsă. Sandra? Foarte frumos, Sandra. Foarte mișto, Sandra. Îmi place la nebunie. Mai ales și în perioada aia cu Michael Crețu. Mulți se știe că au uitat, că între timp nu mai sunt, eu mai formează un cuplu. Eu n-am uitat de asta și n-am uitat... aveam poster cu Sandra în cameră. Da, eu eram îndrăgostit când eram mic. Frumoasă. Îl invideam pe Michael Crețu și de-al nostru și soțul Sandrei. Da. Cornel, drum bun să ai până la Deva. Cât mai ai? Sunt în piața și al de gol. Frumos! Hai, am prins momentul startului.
elicopterul să mă ia să mă duc. Am înțeles. Păi de vezi tu, poate a rămas un elicopter disponibil acum că au plecat niște miniștri pe acasă să se fie eliberat drumul. Cornel, îți mulțumim mult pentru prezență. Drum bun. Mulțumim. Baftă în continuare, să fii sănătoși și pupă pe aia mică, da? Să-i meargă din plin la clasa pregătitoare. Sunt convins că o să fie frumos tot momentul de aici înainte. Chiar dacă mai sunt și greutăți, Cornel Ilie nu este un părinte de busolat, este un părinte cu mintea. Un părinte emoționat. La el. Emoționat, asta clar, dar să nu afle cea mică. Da, nu spunem, important promitem. Important e că sunt un părinte atent. Vă mulțumesc și foarte, foarte Cornel, mult. Te-am pupat. Baftă, ne mai auzim aici în matinal. Ciao. Ciao. Pa, pa. Pa, pa.